Mircea Geoană și-a lansat în sfârșit oficial candidatura la alegerile prezidențiale. Doar că scheleții din dulap îl bântuie încă pe fostul secretar general adjunct al NATO. Chiar dacă are o candidatură pregătită temeinic în culise de grupuri de interese și, spre exemplu, din momentul lansării a umplut țara de corturi de campanie, încă dinainte de a-și lansa candidatura, spun colegii mei, se ridică foarte multe semne de întrebare cu privire la finanțatorii din umbră ai asociației Paravan care îi plătește mofturile electorale. Haideți să vedem. Și-a lansat la începutul acestui an site-ul în care se definește ca un proiect politic pentru o Românie transformată din temelii. Printre reprezentanții mișcării care au vorbit s-au numărat Marius Profiroiu, profesor de economie, generalul Cătălin Tomescu, Ioana Petrescu, fost ministru de finanțe în guvernul Ponta, Alina Inaie și Clara Volintiru, ambele directori în biroul din București al Gelman Marshall Fund și Black Sea Trust, și liderul Partidului România în Acțiune, Mihai Apostolache, și cei ai Partidului Verde, Lavinia Cosma și Marius Lazar, și-au anunțat susținerea pentru așa zisa candidatură independentă a lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale. Mai mult, Apostolache a adăugat că reprezentanții formațiunii pe care o conduce se vor implica în strângerea de semnături și în acțiuni de promovare a candidaturii lui Geoană. Dacă unii dintre membrii par de fațadă, există aceste asociații extrem de puternice din punct de vedere financiar. Gelman Marshall Fund este un think tank american care urmărește să promoveze cooperarea și înțelegerea dintre America de Nord și Uniunea Europeană. Fondată în 1972 printr-un cadou de la guvernul vest-german la aniversarea a 25 de ani de la Planul Marshall, JMF contribuie la cercetare și analiză pe probleme transatlantice și globale. Mai mult, Gelman Marshall Fund se concentrează pe politică, leadership și societatea civilă, are sediul la Washington și are birouri la Berlin, Bruxelles, Ankara, Belgrad, București, Paris și Varșovia. Din 2007, oficiul București a acționat ca hub al GMF în regiunea Mării Negre, a sprijinit societatea civilă și a cultivat inițiative politice pentru a consolida bazele democratice ale țărilor sale prin acordarea de granturi, tururi de studiu.
amintește de perioada comunismului, Mișcarea României Renaște încearcă să-i convingă pe români să îl ducă pe Mircea Joană la Palatul Cotroceni. Într-o lume plină de pericole și în permanentă transformare, a nu avea curajul schimbării ar reprezenta un risc pentru însăși existența națiunii române. De aceea, Mișcarea România Renaște susține candidatura independentă a domnului Mircea Joană la președinția României și anunță startul campaniei de strângere de semnături. Avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră să ne ajutați cu strângerea celor 200.000 de semnături necesare candidaturii domnului Mircea Joană, a fost mesajul transmis pe pagina organizației. Deși visul dintotdeauna lui Mircea Joană este să fie președintele României, acesta a vrut să pară în spațiul public că este rugat să candideze. Domnule Mircea Joană, Mișcarea Civică și Politică România Renaște vă cere să vă înscrieți în cursa electorală pentru cea mai înaltă funcție în statul român. Vă solicităm, vă îndemnăm și vă încurajăm. Nu veți fi singur. Încă nu este prea târziu. Nu e târziu să cerem să fim guvernați de oameni merituoși, a căror carte de vizită constă în valoarea profesională, probitatea morală și dragostea de țară. Singurul care are o viziune transformatoare și care va putea declanșa energiile pozitive ale națiunii este Mircea Joană, a transmis liderul Mișcării România Renaște, Dumitru Borțun. Și președintele Partidului România în Acțiune, Mihai Apostolache, a anunțat că formațiunea a luat decizia de a susține candidatura independentă a lui Mircea Joană la alegerile prezidențiale. Astfel, reprezentanții formațiunii pe care o conduce se vor implica în strângerea de semnături și în acțiuni de promovare. Să candideze din nou la alegerile prezidențiale, deși trecutul îl recomandă mai degrabă pentru pensie. Piscina lui Vântu a fost doar un episod dintre multele controversate ale carierei. Dezbaterea dintre Mircea Joană și Traian Băsescu ar fi trebuit să se desfășoare pe 2 decembrie 2009. A fost mutată pe 3 decembrie pentru a include în dezbatere subiectul capturării lui Nicolae Popa la Jakarta, un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu. Îngrijorat de situație, Sorin Ovidiu Vântu aranjează o întâlnire cu Mircea Joană, iar candidatul de la acea vreme la prezidențiale a fost surprins în fața casei mogulului. În ciuda poziției pe care a ocupat-o 5 ani în cadrul NATO, Mircea Joană nu a lămurit public niciodată vizita la Moscova din primăvara anului 2009. Potrivit unor surse, în deplasarea sa privată în capitala Rusiei, Mircea Joană s-a întâlnit în taină cu unul dintre consilierii președintelui Medvedev. Șirul momentelor controversate nu se oprește aici. Mircea Joană ar fi intermediat în 2006, când era președinte al Senatului, o întâlnire între vicepreședintele PSD de Dolj, Maria Șuț, pe atunci cercetată penal pentru înșelăciune, și senatorul PSD, Cătălin Voicu, condamnat pentru complicitate la abuz în serviciu. Mai mult, Mircea Joană îl prezentase pe Cătălin Voicu în 2006 PSD-știlor drept omul care l-ar putea rezolva problemele în justiție. Mircea Joană este singurul președinte al PSD care a sfârșit prin a fi exclus de 2 ori din partid. După ce a pierdut alegerile prezidențiale, a pierdut și șefia partidului, iar în 2011, pe fondul unui conflict cu președintele
Victor Ponta a fost exclus de Comitetul Executiv Național. Totuși, Joana a fost reprimit în partid un an mai târziu, doar ca să fie exclus din nou la finalul anului 2014 împreună. PSD, Mircea Joana a lansat împreună cu Marian Vanghelie un partid care se numea România Noastră. Platforma politică nu a înregistrat rezultate notabile. Doi ani mai târziu, adică în 2017, Mircea Joana și Marian Vanghelie se întâlneau la tribunal. Primul dintre ei a dat o mărturie completă despre trei ceasuri scumpe în valoare de 100.000 de euro primite cadou de la fostul primar al sectorului 5. Procurorii spuneau că obiectele de lux au fost achiziționate de Marian Vanghelie din șpaga de 30 de milioane de euro, pentru care fostul edil a fost condamnat la 11 ani de închisoare. Anul trecut, judecătorii au decis că Mircea Joana trebuie să returneze cele trei ceasuri pe care s-a pus sechestru. Mircea Joana a locuit într-o casă a REA PPS în perioada 2004-2015. A primit locuința când era ministru de externe și plătea o chirie modică. Vila avea 8 camere și o suprafață de 246 de metri pătrați. Casa putea fi cumpărată, dar Mircea Joana a declarat că nu își permite să plătească prețul cerut de REA PPS. Problemele penale au ajuns chiar în sânul familiei Joana. Ionuț Costea, fostul șef al Exim Bank și cumnatul lui Mircea Joana, a fost condamnat în luna mai la 6 ani de închisoare în dosarul privind reabilitarea căii ferate București-Constanța, dar nu s-a predat nici până azi. În același dosar a fost condamnat și fostul ministru de finanțe Sebastian Vlădescu, care s-a predat în aceeași zi. Mircea Joana și-a început însă campania electorală cu o gafă de proporții. Fostul secretar general adjunct al NATO i-a urat sănătate regelui Mihai, care este mort din 2017. Mă întorc la ceea ce spunea regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani. Dumnezeu să dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. Dumnezeu să dea sănătate, Dumnezeu să dea sănătate. Da. Sigur, dacă aveai și moderator, oprai prost în acud în emiterea de enormități, dar mă rog, e grea meseria asta. E ca carnea de porc. Domnul Chiriac, eu știu că dumneavoastră aveți o părere bună despre domnul Joana și vă respect. Mulțumesc frumos. Întrebarea mea, două puncte. Nu, plecăm cu un preambul. Amândoi suntem suficient de bătrâni și în meseria asta și în viață ca să știm că nu candidez niciodată din partea ta la președinția oricărui stat. Fie că el Burundi, România, Papua Noua Guinee, ce vreți dumneavoastră. Da? Povestea asta cu candidatul tău și al poporului e de adormit copiii. Ăștelalți, de la grupurile de interese legitime, ca să spunem așa, numite partide politice, știm din partea cui candidează și pe banii cui candidează. În esență, pe banii noștri ai poporului, pe care îi plătim ca subvenție lunară la partid și partidul face campanie electorală. Domnul Joana, cheltuiți. Bun, și acum vine întrebarea. Domnul Joana, pe banii cui face campania asta electorală? Spectaculoasă, de tip american și extrem de asemănătoare cu cea a domnului Barack Obama, să nu am... zic dracu vreo prostie, pușchea pe limbă, ceea ce demonstrează utilitatea și celor doi consilieri care au lucrat în campania domnului Obama, în campania domnului... banii sponsorilor, nu? Păi și nu trebuie să-i declare? Păi în lumina și... transparenței, ne arătăm diplomele și ne arătăm finanțări. Nu vor fi declarați acești sponsori? Nu, că iau donații pe ONG-ul ăla, E ca Vlad Voiculescu, mai țineți minte când... Deci, ca Nicu Șordan. Și ca Nicu Șordan, tot al vostru. Da. Țineți minte că ei primeau niște donații pe niște ONG-uri și după aceea transformau un fondul de campanie electorală. Tap-tap pe TikTok. Aduceți aminte de exemple de mare succes. Normal. Deci are șanse, nu? E omul ok.
Da, în partea asta, acum, din partea cui candidează. Eu chiar cred că Mircea Joană vrea să-și ia revanșa pentru alegerile câștigate. Da, da, trecutul nu se poate șterge. Poate fi făcut uitat, dacă există un interes în acest sens. Poate fi ignorat, poate fi... Poate fi ignorat, exact. Dar episoadele care l-au făcut celebru pe domnul Joană, dincolo de prestațiile lui, nu mă feresc să o spun, bune ca ministru de externe și probabil ca secretar și ca ambasador în SUA, și ca ambasador în SUA, repet, episoadele astea ca președinte al OSC. E foarte greu să le ignore domnul Chiriac și evident că adversarii ței politici pentru care domnul vicepreședinte Manole aici de față, îi le vor arunca în față atâta timp cât va reprezenta un eventual pericol pentru Marcel Ciolacu. Poate să îi le arunce în față domnului Joană. Problema este ce va hotărâ electorat. Dacă electoratul le va recepționa în față sau păi dacă ne-a dat-o domnul Băsescu în față pe aia cu vântul și cu, era să zic Melania Medeleanu, dar n-aș vrea să comit vreo impietate, nu l-a ajutat după noaptea. Acolo, eu nu cred că acea dezbatere a avut un rol atât de puternic. Eu nu, dar a fost o justificare așa pentru operațiunea banditescă așa, din nopțile respective. Operațiunea banditească din noaptea care a urmat alegerilor, zilei alegerilor, a fost o justificare și, de asemenea, la vremea respectivă spuneau, domne, că a câștigat Băsescu cu 60.000 de voturi. Diaspora a votat Băsescu și nu Joană și că au venit 150.000 de voturi din diaspora, majoritatea erau la Băsescu. Da, eu cred și am convingerea, pot să o afirm fără doar și poate, că frauda s-a produs în România, nu în diaspora. Diaspora nu vota candidatul PSD. Aici suntem perfect de acord cu dumneavoastră. Așa, de acord. Dar hai să ne întoarcem. Dar, repet, până la urmă, Mircea Joană candidează, sprijinit de ONG-ul domniei sale, de care spune. Nu, de unor prieteni care l-apreciază foarte tare. ONG-uri... Stați un pic, domnule, înainte să-l atacați nedemn pe domnul Joană. Așa. Vreau să-l atac și eu demn. Da, imediat. Bun, ok, deci am înțeles, candidează din partea unui ONG care a avut grijă și finanțare vreme de 2 ani de zile să-i asigure toate deplasările în țară, în străinătate, participări la conferințe. Nu e nimic ilegal în asta, așa. Serios. Dar cine sunt sponsorii generoși ai ONG-ului? Asta m-ar interesa. Păi, domnul Manole, vicepreședinte al Parlamentului, să dea treacă legea, că a vrut să o dea dictatorul cu mustață și a ajuns la Rahova. Nu. Domnul senator, Daniel Fenechiu a vrut să dea legea. Nu, primul a vrut să o dea domnul deputat Dragnea. Dacă vă amintiți. ONG-urile au sărit atât de sus încât au trebuit să abandoneze legea. Eu aș vrea ca și micro-întreprinderile din România să aibă o reprezentare atât de puternică, că le-au desfințat acolo și că n-ar strica, că nu și-ar fi permis. Dar domnul Manole deci nu pot să asta, facă faceți în așa fel, dacă e de-abia numit, faceți în așa fel încât, șeful domniei sale tocmai semnă un protocol cum dăruiește viața. Companiile trebuie să declare venituri, la fel cum campania electorală, veniturile trebuie declarate, faceți asta și pentru ONG-uri, dacă puteți. Dacă nu puteți... Măcar pentru ONG-ul lui Joană Manole, dacă s-ar putea, domnule. Eu am o altă opinie în legătură cu impactul în mase al serii La Vântul, că n-am măsurat, nu știu, mă pricep, dar eram un tânăr membru al TSD în seara dezbaterii la grupul parlamentar PSD. Deci erați contemporan și cu domnul Vanille. Eram acolo și pur și simplu mă uitam și eu la dezbatere ca mulți alți colegi. Și fără să știu ce s-a întâmplat sau fără să am date științifice despre ce s-a întâmplat în societate în urma acelei dezbateri, vă zic că nouă ne-a tăiat picioarele. Pe bune, adică ne-am simțit cu toții dezarmați și, normal, și dezamăgiți de faptul că toată munca noastră părea că se duce pe apa sâmbetei. Ceea ce era foarte natural, adică nu era nimeni acolo să... aibă o chestie falsă. Eram tineri toți, eram membri la organizația tineri. Eu n-aș vrea să imediat, domnul Dubriță, eu vreau să fac o mărturisire. Și vreau să mai zic o singură propoziție, că dacă ne uităm în trecutul recent și mai puțin recent al PSD, au fost foarte multe ocazii în care dacă vroiai sau dacă cineva vroia să fie, să facă un rău PSD-ului, căuta niște băieți dinăuntru care să spargă gașca. Absolut. Până să le dau cuvântul Iosefinei și domnului general și domnului Coita, evident, sigur că dumneavoastră trageți concluzia, domnul Coita. Am eu o mărturisire de făcut și domnul Chiriac cred că o știe.
În 2009 nu eram chiar un fan al domnului Gioană, ca să spun așa. Eram ușor mai apropiat de domnul Crin Antonescu și îl simpatizam mai mult pe domnul Antonescu. Da, eram mulți în situația asta. Așa, da, a venit fatidicul tur 2 în care domnul Antonescu, din nefericire pentru domnia sa și probabil din nefericire pentru țara asta, nu s-a calificat. Și atunci era cumva așa un soi de dificultate, nu, nu era dificultate de alegere, pentru că eu promisesem, după foarte mulți ani de zile în care lipsisem de la vot, că mă voi duce la vot și voi vota și foca de la circ dacă va candida împotriva domnului Traian Băsescu. Motiv pentru care domnul Gioan a fost inevitabilul beneficiar al unui vot pe care i l-am dat eu la momentul respectiv, deși vă spun cu toată dragostea, după episodul cu Băsescu și cuvântul, m-am gândit foarte mult dacă să mă mai deplasez până la secție. Domnul Dubrăcioiu, dumneavoastră erați tot în zona respectivă la momentul respectiv. Nu știu, ați fost în sală la onorata asistență, că era multă asistență. Nu, dar voiam să spun. N-ați avut loc de Nea Gigi Becali, că era acolo lângă Dragnea. Probabil. Domnule, milioane de români au votat Mircea Gioană. Da? Ce vreau să spun? Noi toți suntem definiți sau suntem expresia unui cumul de valori educaționale, a unei experiențe profesionale și de viață pe care, eu știu, am marcat-o cu mai mult sau mai puțin succes. Da. În uneltele de lucru ale candidaților noștri de acum de la prezidențiale, singura caracteristică demnă de luat în considerare foarte serios în actualul context este tactul și diplomația. Ori așa și să merte Dumnezeu, nimeni nu are o experiență care să o pună ca pavăză, să asigure România cel puțin de capacitatea de a negocia o poziție internațională solidă. De acord cu dumneavoastră. Nu, vreau doar să fac un amendament. Faptul că ai anumite calități nu înseamnă că totul tău este un sumum de calități. Doamne ferește! S-ar putea să ai niște calități diplomatice extraordinare pe care nu mă îndoiesc că le are domnul Gioană, dar s-ar putea să ai niște calități morale și de altă natură absolut îngrozitoare care să te tragă în joc. Calitățile morale... Poporul român e foarte atent la morală. Știi ce se întâmplă? S-a văzut în toate alegerile. Termin în două minute. În primul rând aș vrea să spun așa. Dacă Gioană ar fi câștigat acele alegeri sau ar fi declarat câștigător după cum a fost realitatea, foarte mulți dintre cei care îl mușcă acum din PSD ar fi fost în corul aplaudacilor și îi făceau statuie. A doua chestie. Dar vi se pare că numai la PSD era valabil? Nu, că pentru că este... Ăsta e profilul poporului. Ziceți că mi-ați promis că terminați, că mai am ceva frumos. Așa, termin foarte repede spunând următorul aspect. Domnule, eu le doresc succes tuturor candidaților. Absolut. Dar să nu uităm ceea ce a spus Adineauri. Aduceți-vă aminte de Băsescu, zmardoiul ăla care a incendiat sau n-a incendiat vapoare pe nu știu ce porturi, care a dat capete în gură. A susținut spiritual incendierea vapoarelor. El s-a comportat pe timpul mandatelor prezidențiale cu aceeași autoritate și dincolo de morală. Uitați-vă la toți cei care au trecut prin funcții. Domne, n-o să transform dintr-un miel un leu, că nu se poate, sau dintr-un om fără cultură într-un cogălnicianu, că iarăși nu se poate. A venit timpul. Nu e vreo olimpiadă. Domne, dar știi care chestia? Este un scrutin direct în care poporul te alege după diverse criterii pe care și le servează. Domne, poporul dacă vrea să fie sigur, vorbiți cu poporul, să se gândească bine ce votează. Ce eu zic? Că dacă există riscul să-ți aduci un om, poate să-l aducă, să aduc oricine și pasul de aici. Dom'le, gândindu-l nu e bun, dom'le, că te poate să te... Te îmbolnăvești, dom'le, așa, ai dreptate, te cazi pe gânduri, îți par capul. Dar ce, pe glandă nu poți să votezi? Păi și că vi se pare că se votează în țara românească altfel decât pe glandă? Pe glandă. Apropo, haideți să vedem ce spune ilustru sociolog Mirel Parada, cunoscut imediat, domnul Coita, prin precizia cifrelor pe care le prezintă despre poziția domnului Gioană în sondaje. Ce procentaj ar obține acum fostul secretar general NATO în primul tur al prezidențialelor, aflăm de la Mirel Palada. Hai să ascultăm și comentăm. Începutul de scădere a lui Mircea Gioană devine din ce în ce mai accelerat. Dânsul era deja de o lună, două luni de zile pe o pantă
bine definită de scădere, ajunsese pe la un 15%. Acum, breaking news, țineți-vă bine, este sub 15%. Dar nu este sub 15%, e mult sub 15%. Deci, în ritmul ăsta, domnul Mircea Joană va lua sub 10% la alegerile prezidențiale în turul 1 și nu va avea decât un efect rezidual cu campania dânsului. Alex, uite. Sigur, am putea fi ironici, dar dat fiind că eu m-am petrecut în ultimii 13 ani de când lucrez aici multe nopți electorale împreună cu domnul Palada, aș fi foarte atent la ce spune, dintr-un motiv foarte simplu. În general, îi cam ies cifrele, cel puțin în seara alegerilor. Nu știu dacă în asta să-i urmăresc palmaresul, dar în principiu sondajele pe care le-a prezentat domnul Parada au fost destul de accurate, cum ar spune, știu, la Deva, la facultate. Pe domnul Parada virtual din 2007, de când era blogger. Era amândoi blogger. Turambar. Turambar, bun blog. Nu știam cine, dar mă citeam. Deci nu pun la îndoială cifrele. Dacă ar fi o explicație pentru motivele care se ducă la această scădere, ea poate să fie, să țină de faptul că domnul Joane și-a anunțat de prea multe ori candidatura până când cambangul cu lupul, exact, a luat foc casa și lumea nu mai băga în seamă. Părerea mea personală, adică e greu cu... Eu vreau să aud părerea noastră personală. Să mă pronunț legat de Mircea Joane, pentru că eu am, formația mea este cea diplomatică, sunt expert în relații internaționale și e un domeniu în care nu pot să evit personalitatea domnului Joană, un excepțional, unul dintre cei mai mari diplomați ai României. Deci e o persoană pe care cu siguranță o respect la nivel profesional. Însă, una e una, alta e alta. 2009 a fost atunci, 2024 este astăzi. Așa e. Părerea mea este că astăzi România are nevoie de un candidat asumat politic, cu o doctrină clară, cu un program clar, cu un partid sau anumite partide în spate cu care să poată să lucreze, să pună în aplicare acea viziune. Asta cred că avem nevoie acum, e așa numită, acea mult clamată stabilitate, înseamnă și acest nivel de maturitate politică. Eu nu mai cred în independent. Știu că a fost Sorin Oprescu independent. Și Sorin între ghilimele, cu flacăra violet era cu violet, dar Micușor Dan, un alt fel de independent. Haideți să lăsăm independenții. Părerea mea sinceră este că dacă domnul Joană era și este, cred că este serios, dar dacă voia să facă lucrurile într-un fel bine făcut, așa, ca să-l plagiez puțin pe Iohannis, varianta 2014, trebuia să își scurteze mandatul la ca secretarul general de adjunct al NATO, să vină în România, să meargă să își facă cunoscută candidatura fără pavăză și sprijinul Alianței Tratatului Nord-Atlantic, să-și formeze un partid politic din oameni pe care ar fi găsit, ar fi recrutat, ca să aibă alături o mișcare care să poată să lucreze în Parlament alături de forțele existente pentru a pune în aplicare viziunea pe care probabil domnia sa o are și să vină asumat pe o platformă și să spună ăsta sunt eu și asta fac pentru România. Că suntem la momentul la care... Acum, sincer să fiu, la la care suntem, este o candidatură care, într-adevăr, încurcă pe foarte multă lume, mai ales în zona de dreapta, care poate să arunce în aer. Hai, mi se pare și mie că John încurcă mai multă dreapta decât în stânga. Eu așa o simt. Adică eu nu cred că... O să-l are și o șansă să-l încurce pe Marcel Ciolacu cu legat de turul 2. Exclus. Singura variantă, dacă a reușit să inverseze trendul pe care îl vede Mirel Palada, să intre el în turul 2, ceea ce pare greu în momentul ăsta, atunci ai o altă discuție. Dar pe moment îl încurcă, și cred că l-a ajutat cel mai mult pe Simion, dacă mă întrebați pe mine, care după ce termină cu Lasconi. ONG-ul ăsta Mișcare de tip Băsescu, că Băsescu a venit cu mișcarea partidul, mișcarea României. Da, împreună. Băsescu a venit cu mișcarea după partid. Da. Bine, da, și Joana vine cu mișcarea după partid. Exact, exact. Că totuși o fi fost nevasta, o fi fost nevasta șefa Crucii Roșii, de el vine de la PSD, nu vine de la Crucea Roșie. Păi aici vreau să ajung. În afară de acest ONG, mai e celebrul Institut Aspen, unde acolo sunt finanțările grele. Îți reamintesc ce finanțări sunt de la Rothschild, de la Rockefeller, de la bănci. Da, dar e un aspăt internațional. Dânsul e precum ecologica de la Deva. El are un aspăt mai mic în România. La finanțările publicate pe Institutul Aspen în România, nu alea mari, că acolo vorbim de zeci de milioane. Păi nu, da, asta spunea totuși Aspen în România, nu este Aspen global, da? Da. Org. Nu, dar eu nici de luat în derizor. E o instituție serioasă. A luat-o cineva în derizor. Tocmai asta zic, că sunt mai multe organizații, entități realmente în spatele lui Joană. Însă, în prezent, în acest partid Mișcare, se află mai mulți
foști membri pro-România de ai lui Ponta, în afară de doamna Ioana Petrescu. Bine, foști membri pro-România, ex-membri PSD, ca exact, să fim foarte exact. Aici vreau să ajung, apropo, că nici ei n-au venit de la Crucea Roșie la pro-România. Pare a fi, nu cu o revanșă, cum a zis domnul Chiriac, ci realmente o răzbunare, cumva. Pentru că deja Joana nu mai e în postura de victima lui Băsescu de atunci, este în postura de agresor, băgând bățul pângal pe la PSD, pe la PNL. O să vedeți în weekend. Mulțumesc, crezut, dar o să vedeți ce se va întâmpla. Nu e răzbunare. Este să muști mâna care te-a hrănit, că Joana nu a fost, n-a ajuns în funcțiile pe care le-a avut la externe și așa mai departe, așa că era el un băiat din primăverii pe care l-au pescut. Da, dar voi l-ați promovat în PSD, l-ați spus. Doamne, mai am fost un prim-ministru care nu l-a primit, ministru japonez, despre ce vă rog eu foarte frumos să nu vă asumați paternitatea promovării politice a domnului Joana. Asta, da, asta. Bun, rămâne. Chiar, mă, că o găsiți și noi aia cu Vanghelie când ziceau opriți grătarele, vorbește de președintele Joana. Parcul Izvor 2009 întâi. Nu, dar paternitatea politică a promovării domnului Joana, vă amintesc, domnule Manole, cu toată deferența și considerația pentru funcția pe care o ocupați, că aparține Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, care, la rugămințile doamnei Margareta Costea, ilustra soacră domnului Joana, prin intermediul domnului Corneliu Coposu, i-a dat girul să plece ambasador la Washington. Mai verificăm și deci, sunt aproape... Așa e, a fost. Am avut o dispută pe tema asta, vorbind de anul 1990. 1996, exact. Sfârșit, 97 început. Așa știam. Domnul Manole, știu, nu vreau să vă zic măgăria că dumneavoastră mă încălțați cu fesul și alergați pe sumoasă la vremea respectivă, dar eu chiar mă ocupam la ziarul la care lucrăm de actualitatea politică. Ministrul de externe a venit de la PSD. Ministrul de externe a venit de la PSD. Da. Ambasador în Statele Unite ale Americii a plecat. Așa. Și vă poate spune externistul Bogdan Chiriac. Greșesc, domnul Chiriac? A fost ambasador în Statele Unite. A fost. Cu, numit de președintele Emil Constantinescu. E adevărat. Și a și la rugămintea politică asta, domnul Coposu. În Statele Unite pentru președinte. Era să zic să-i dă Dumnezeu sănătate, domnul Coposu. Dar și de asemenea împreună cu fostul ambasador american la București, da? Al Moses, o figură luminoasă, a organizat vizita lui Bill Clinton la București în 1997, iulie. Paia lui, Bush. După eșecul de la Madrid. Bush a venit... A jucat tenis cu Sever Mureșan și cu Florin George. Ăsta era Bush tatăl. Îl bătrân, da. Sever Mureșan, cred că a organizat atunci. Era producea Dacia Felix, dar vremea respectivă. Avea balta peste. În partea asta. Și activitatea sa prodigioasă ca ambasador al României în Statele Unite l-au convins pe Adrian Năstase să-l numească pe domnul Joana ministru de externe în 2001, când a venit 2000, a venit. Sfârșitul anului 2000, ce putea... Avem noi obiceiul ăsta prost, să facem alege înainte de Crăciun și Revelion. O să-mi cer un... Dar nu vreau să întreb. Vă rog, domnul Manole. Da? Ne luăm după progresista Wikipedia. Greșit. Intră ambasador pe 6 februarie 96. Da. Deci înainte de alegeri ar fi, nu? Și Ion Iliescu pleacă din funcție... Cu toată dragostea, domnul Joana a primit decretul de... acreditare ca ambasador al Statelor Unite ale României în Statele Unite și de mâine domnul Emil Constantinescu, nu din partea domnului Ion Iliescu. Dacă Ion Iliescu din 26 noiembrie 96, alegerile prezidențiale... Vă dau o veste tristă. Emil Constantinescu i-a semnat decretul de numire ca ambasador, nu Ion Iliescu. Să arbitreze cineva... Nu, a semnat scrisorile de acreditare. Deci... Da, mai trebuie spus ceva totuși. Da, foarte scurt, da, domnule, foarte scurt. Cam ceva oribil. Și maestrul Chiriac știe treaba asta, că Joana a crescut nivelul de al activității diplomatice al ambasadei, de a adus ambasada României ca pe locul 3 la Washington. Dar nu i-a contestat nimeni asta. Înainte a fost botez. Păi, domnule, stați puțin! Omul ăsta de știe. Și îl punem pe să nu mai facem alegeri, punem președinte pentru draga. Au fost și controverse în perioada. Nu, domne, dar dați la e foarte bine. Merge. A avut un consilier care a fost între Ceaușescu, adică nu e chiar așa.